Și dacă toți sunt aici și sunt în prezența noastră, aș vrea să fac un apel față de politicienii din Republica Moldova. Suntem acum antrenați în campanie electorală și cred că e de datoria noastră, în primul rând, să venim cu proiecte de țară, cu proiecte în interesul cetățenilor și să venim cu acțiuni care vor uni societatea dezbinată din Republica Moldova și nu vor consacra sau vor consolida și mai tare liniile de fracturare care există deja în societatea noastră, din păcate. Este timpul când tot felul de extremisme, fie de stânga, fie de dreapta, să țină mai mult de trecut. Să le depășim, este o necesitate stringentă pentru toți noi și chem politicienii încă o dată să vină cu acțiuni de coeziune și cu acțiuni care ne vor permite ca aceste linii de divizare să aparțină trecutului. Trebuie să facem așa încât toți cetățenii din Republica Moldova, indiferent de apartenența lor etnică, lingvistică și așa mai departe, să se simtă cetățeni ai patriei noastre, Republica Moldova. Iată, acest apel sper să ajungă la toți politicienii.